Nou, sunt Alina Varadi și vă prezint emisiunea Bioculinaria aici la Teleeuropa Nova în fiecare marți seara de la ora 8. În această seară revenim în atenția noastră cu o tematică care a fost dezbătută și săptămâna trecută, tonicele și afrodisiace, partea a doua am putea să spunem, pentru că subiectul este destul de larg încât mai avem încă multe de învățat despre alimentația în acest domeniu. Iar alături de mine în această seară este dr. Mirela Stranț, bună seara! Bună seara! Și dr. Nicoleta Nechita, cu specializare sexolog, bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc că ați venit alături de noi în această seară și sperăm să reușim să dezbatem în totalitate acest subiect, mai ales că foarte multe cupluri ajung să se despartă și mai ales am observat sau am citit, mai corect spus, o statistică prin care se pare că este o mică, mare modă în această perioadă și la noi în țară să se despartă foarte, foarte rapid cuplurile. Probabil că sunt diverse motive și unul dintre motive ar putea fi chiar și acesta. Prin urmare, haideți să învățăm ce înseamnă alimentația corectă în privința stimulării apetitului în cuplu. Ce am putea reaminti, să spun așa un pic, să trecem în revistă prima parte a emisiunii, care ar fi alimentele care ar fi interesante să intre în atenția fiecăruia, dacă putem să dăm câteva grupe și să le enumerăm un pic ca să le memorăm, să spun așa, un pic mai atent. Bine, acum în ceea ce privește ce spuneai mai devreme, că există probleme și în acest domeniu intim, în viața cuplurilor. Situația este un pic mai complexă decât alimentelor. Sunt mult mai multe lucruri care se pot face în această direcție. Dar dacă este să vorbim despre alimentație, pentru că este și acesta un domeniu important al vieții noastre, cum am spus-o și o repet de fiecare dată, ca să trăim trebuie să mâncăm și atunci de ce să nu mâncăm într-un mod sănătos și inteligent? În primul rând, alimentația trebuie să fie sănătoasă și curată și curată. E termenul meu favorit, curată, adică fără aditive sau fără să fie stropite sau îngrășate chimic alimentele, legumele în special. Să fie pline de nutrienți, da? Și să ne ofere și să fie suficient de variată încât să ne ofere tot ceea ce avem nevoie. Și când spun variată, repet din nou, variat nu înseamnă extrem de variat la aceeași masă. Da? Pentru că atunci intră în contradicție unele cu altele, dar pe parcursul unei săptămâni să fim siguri că avem o alimentație suficient de variată încât să ne asigure toți nutrienții de care avem nevoie, pe de o parte, pe de altă parte să avem și o pondere importantă alimentelor crude în dieta noastră. Deci, cum spuneam și cu alte ocazii, un minim de jumătate, de 50% este necesar să fie crud pentru a beneficia de o sănătate optimă a organismului. Acum, revenind la tema noastră, din seara aceasta, mă gândeam la un moment dat că cineva s-ar putea întreba, e chiar așa de complicat să ai o alimentație afrodisiacă? Sunt niște chestii, sună așa foarte exotic? Sau? E chiar simplu. E simplu și la îndemâna noastră. De multe ori avem multe din alimentele noastre sau le găsim în cămara și în bucătăria noastră, trebuie doar să știm ce să facem cu ele și mai ales și cum să le servim. E important și atmosfera în care le servim. Și ca să fac o enumerare pe scurt a grupelor de alimente care au și valențe afrodisiace, sigur afrodisiac înseamnă un afrodisiac tonic care ne aduce energie, care îmbunătățește structura organelor, sau un afrodisiac stimulent care acționează asupra funcției organului respectiv, dar la modul general avem așa. Cerealele integrale intră în această categorie. Și aici este grâul, este ovăzul, este meiul, este hrișca și implicit și germenii aferenți lor. În ceea ce privește germenii de grâu, ei sunt foarte mult recunoscuți ca având și aceste proprietăți. Apoi vin la rând fructele și legumele și în curând o să vă dau și o listă a fructelor și a legumelor. Unele mai mult decât altele.
Intră în această categorie semințele și oleaginoasele, nucile, migdalele, fisticul, nucile caju, alunele de pădure și dintre semințe, semința de susan, despre care am mai spus și data trecută, care în Orient e foarte mult prețuită și în acest domeniu. Și mai ales susanul negru. Susanul negru cu atât mai mult. Cânepa, iarăși, de asemenea, este prețuită și ea pentru aceste proprietăți. Și inul, și dovleacul, practic, în general, cam toate oleaginoasele. Dintre leguminoase, și acestea sunt foarte bune, mai ales că între ele găsim multe care au hormoni naturali în ele, așa numiți fitohormoni sau fitoestrogenii, cum sunt soia, năutul, lintea, fasolea mung, fasolea adzuki, mazărea și diversele alte soiuri de fasole, inclusiv fasolea albă și fasolea roșie. Așa, și mai sunt și anumite fructe, într-adevăr, exotice, dar care se găsesc la noi, e adevărat, sub formă deshidratată, cum sunt smochinele și curmalele. Ele sunt extrem de prețuite în Orient pentru valențele lor afrodisiace. Dintre fructe și legume, nu o să vă vină să credeți, dar atot cunoscutul morcov este prețuit încă din antichitate. Morcovul și mărul. Deci vedeți că nu sunt niște lucruri extraordinare și nemaipomenite. Sunt nemaipomenite ca efectă, dar le avem întotdeauna la îndemâna noastră. Să vă mai spun niște fructe. Rodia, banana, mango, papaya, pepenele galben, citricele, fructele în general cu vitamina C, coacăzele, zmeurele, căpșunile, fragi, da, așa, ce gutui. Mi-amintesc acum pe scurt, gutui, pere, piersici, uite, și prunele, extraordinar, da, așa este. Deci o să vă dau o rețetă și mai ușoară de prune, v-am adus aici una dintre delicatesele favorite, prune uscate împreună cu nucă, deci prune umplute cu nuci, uscate, nu confiate, uscate, și care au un gust și o aromă extraordinară. Sunt pur românești, putem să le facem în orice toamnă. Cu siguranță vom găsi prune și nuci în zona noastră. Strugurii, iarăși. Strugurii, da. Stafidele. Și dintre legume, sigur, toată lumea știe despre țelină. Există chiar și multe glume legate de țelină, da. De țelină, da. Dar nu numai, cum spunea, e morcov, e sparanghelul, ciupercile, trufele. Așa, conopida, varza de Bruxelles, ardeiul iute, ghimbirul, care intră și la condimente, toate semințele germinate, legumele în general cu frunza verde închis, frunzele de sfeclă, de muștar, pătrunjelul era folosit din antichitate și chiar la romani era foarte intens folosit, inclusiv busuiocul, ce să mai spun, brocoli, dovleac, creson, sunt destul de multe și în această direcție și să nu uităm de produsele apicole. Produsele apicole au niște virtuți extraordinare și în această direcție, noi despre apicole am vorbit foarte mult și vom vorbi și în seara aceasta. Dar aici nu ne oprim doar la miere, nu? Nu. Că mergem un pic mai departe. O să mergem și mai departe. Mă gândesc că există o clasificare a lor. Fiecare acționează după anumite principii, da, dintre toate aceste alimente pe care noi le-am înșiruit aici. Există mai multe tertipuri sau modalități de a le clasifica? În primul rând, aș vrea să iau în discuție titlul emisiunii, tonice și afrodisiace, și să clarificăm puțin acești termeni. Tonice, în limbajul uzual, se referă la alimente, substanțe care au rolul de a întări, de a fortifica și de a
Da, putere. În categoria acestor tonice pot să intre afrodisiace sau nu? Deci pot să existe, de exemplu, remedii pentru inimă, pentru alte funcții ale organismului care să fie întărite de aceste tonice, dar în același timp să nu fie, să nu aibă acest efect afrodisiac. De exemplu, talpa gâștii este un bun tonic pentru inimă, dar este, face parte din clasa afrodisiacelor. De asemenea, afrodisiacele pot să fie clasificate în stimulente și tonice, deci aici e o altă terminologie care face parte, deci tot tonice, dar o subclasă a afrodisiacelor și care vin cu un aport de energie, iar stimulentele cele care dinamizează energia care deja există. Despre asta am mai discutat în emisiunea trecută. Clasificări. În primul rând, substanțele care acționează asupra instinctului sexual, a dorinței sexuale, pot să fie clasificate în două mari grupe, afrodisiace și anafrodisiace. Asta este una dintre clasificări. În anumite cazuri e bine să știm și substanțele care au rol anafrodisiac. Putem să dăm câteva exemple? Deci, talpa gâștii, valeriane, nicele, salata verde, sunt câteva alimente și din categoria plantelor care putem să spunem că au acest efect, mugurii de hamei. Aici berea, să și, înțeleg exact, că este o, are o contraindicație, nu? Exact, da? Așa este. Așa. Altă clasificare a afrodisiacelor ar putea să fie făcută după simțurile pe care le stimulează. Și în această clasificare apar afrodisiacele ca fiind olfactive, gustative, vizuale, tactile și auditive. Dincolo de toate acestea, se spune că pentru un bărbat, din punct de vedere al tradițiilor vechi care au studiat acest subiect îndelung, se spune că cel mai bun afrodisiac este femeia care întrunește toate aceste, poate să stimuleze toate aceste simțuri. Este complexă și mai ales femeia care este, prezintă interes pentru bărbați, bineînțeles. Dacă este să luăm fiecare clasă de afrodisiace în parte, putem să dăm câteva idei, câteva remedii. Și din clasa afrodisiacelor olfactive, aici intervin mirosurile, bineînțeles, care să fie stimulate pe cale naturală, cât mai naturală, prin intermediul uleiurilor volatile în special. De asemenea, parfumuri naturale și există o întreagă artă de folosire a acestora în funcție de zonele din corp pe care să fie date, de ceea ce dorim să obținem. De asemenea, acestea pot să fie luate atât intern cât și în uleiul de masaj, cât și în lampa de aromaterapie sau într-o baie cu acest efect afrodisiac. Toate sunt necesare pentru, toate stimulările simțurilor sunt necesare pentru a crea o ambianță complexă și a stimula, să zicem, cel de-al șaselea simț al nostru și anume mintea, care este cea mai bun afrodisiac al nostru și pe care este chiar foarte important să-l utilizăm cât mai des pentru a scăpa de emoțiile negative, de blocaje, stresuri și inhibiții. Da. Da. Aici eu aici aș vrea să fac așa o completare legată de acest simț al mirosului. Este un simț primordial care atât pentru om
cât și pentru, sau mai mult și pentru animale, este foarte important, este foarte important și pentru om. Și sunt foarte, foarte multe studii legate de acestea. Este legat inclusiv de memorie, sunt foarte multe corelații, dar ideea este următoarea. Că un miros natural este cel mai plăcut, sigur, miros natural și curat, cel mai plăcut și mai atrăgător. Și avalanșa aceasta de produse sintetice, de parfumuri, de spray-uri, de săpunuri, geluri de duș și șampoane, practic ne anihilează acest simț al mirosului, care este foarte important. Chiar se spune că dacă ție nu-ți place ființa de sex opus cu care ești, dacă nu-ți place mirosul ei, acea relație nu va dura foarte mult. Sunt studii care s-au făcut în această direcție pentru că ființa emană pe lângă miros, emană niște așa numiți feromoni, care sunt un fel, hai să le zicem, un fel de hormone ai atracției dintre două persoane de sex opus. A căror existență este totuși controversată. Unii susțin că există, alții... Da, și totuși se pare că există, pentru că sunt studii care s-au făcut și impregnând, de exemplu, au făcut studii așa, în orb, cum s-ar zice, impregnând, de exemplu, anumite locuri, au pus mai multe femei să aleagă un loc într-o sală unde să stea și sunt scaune care au fost impregnate cu un anumit miros sau cu feromoni și instinctiv femeile au ales toate scaunele care au fost impregnate cu aceste mirosuri și sunt foarte multe lucruri în această direcție, e absolut fascinant. Și de asta spuneam, chiar și un miros corporal plăcut poate să fie foarte incitant pentru celălalt, da? Și este bine să, hai să zic, chiar să evităm acest obicei de a folosi mai mereu substanțe chimice și de sinteză și dacă într-adevăr vrem să folosim ceva, să folosim într-adevăr arome naturale și uleiurile volatile sunt în această direcție o variantă excelentă și, cum spunea Nicoleta, pentru cine cunoaște această artă, se folosesc în funcție, cum spunea ea, de anumite zone de pe corp, te dai cu ulei și nu cu altul. Sau dacă vrei să creezi o anumită stare interioară anume, poți să folosești un anumit ulei și nu un altul. Și așa mai departe. Deci aici este foarte mult de studiat și de aplicat. Foarte mult. E un pic, dacă citiți în toate cărțile despre, sau în toate, în multe, despre aromaterapie, veți găsi și aceste influențe ale uleiurilor volatile asupra psihicului și emoțiilor umane. Da, trecând la clasa de afrodisiace vizuale, o să lăsăm la urmă cele gustative, am putea lua în considerare aici atât filmele cu caracter erotic și care știm că mai degrabă stimulează imaginația masculină decât cea feminină, deși în ultimul timp se pare că un rol important în direcția asta îl dau acum și asupra femeilor. În grupele de terapie s-a constatat acest lucru. E la vizual, cred că e important efectiv și modul în care tu te prezinți, modul în care tu aranjezi ambianța. Poți folosi chiar culori în această direcție. De exemplu, când pregătești o cină romantică și pui o lumină difuză de o anumită culoare și dacă mai pui și o muzică frumoasă și arome și așa, aproape cam întrunești toate simțurile și e important ca totul să fie făcut cu mult bun gust și bun simț și cu multă frumusețe și armonie. Cred că armonia contează foarte mult și în privința asta stăteam așa și mă gândeam la ceea ce vorbeați. În cuplu, dacă nu există armonie și dacă nu există o pace interioară, cred că toate uleiurile și toate culorile n-ar reuși să se aducă în armonie dacă ei n-ar avea puterea minții să o facă, în primul rând, să se gândească. Cred că e foarte important să acceptăm, în primul rând. Am văzut foarte multe cupluri care încercau să se învinuiască unul pe celălalt sau încercau să caute, să spun așa, vinovatul.
De obicei, fiecare primim ceea ce suntem. Deci dacă noi dăm ceva frumos din noi, vom primi ceva frumos. Dacă noi creăm ceva frumos, cum ar fi culorile și armonia, va fi armonie. Totul ține de imaginația noastră. Eu cred că nu neapărat filme sau altele ar fi ceva care să ajute mai mult decât armonia interioară. Absolut. Aici este primul. Ar trebui să armonizăm corpul, să se simtă corpul în primul rând foarte armonizat. Și de asta e nevoie de mâncare. Da, de asta când spunea Nicoltaș despre asta, da. Nu se referea doar la o chestie, asta trebuie să fac și numai asta. Da, așa este. Deci aici lucrurile sunt mult mai complexe. Că altfel e foarte simplu să spui așa și nu știu dacă chiar funcționează. Practic toate aceste remedii și afrodisiace de toate tipurile au efectul cel mai bun în condițiile în care persoana în cauză nu suferă de o anumită boală, deci în condiții de viață obișnuite, să spunem așa, care persoana în cauză să fie supusă la stimuli obișnuiți, deci nu la anumite situații mai dificile, ci în, plecând de la normalitate să se meargă spre îmbunătățirea și creșterea calității vieții. Deci, practic, nu putem să spunem că luăm un remediu acum și dintr-o persoană indiferentă facem un îndrăgostit entuziast în câteva minute. Sau dintr-o situație în care s-a pierdut armonia în cuplu, să se creeze spontan această stare de armonie și de iubire. Pentru că acestea acolo întâi trebuie să apară armonia și durea și după doar aceea. Ajutoare care, pe lângă alte modalități care sunt esențiale pentru un cuplu, pot să amplifice foarte mult această armonie și această efervescență a cuplului. Chiar se spune că nu faci dragoste doar o dată pe săptămână. Practic, într-un cuplu ar trebui să existe această tensiune între cei doi întotdeauna peste zero. Dacă este să luăm o scală de la 0 la 100, această tensiune ar trebui să fie menținută între 30 și 50 în timpul în care ei nu sunt împreună. Deci chiar dacă nu sunt împreună, această stare ar trebui să fie menținută printr-o atenție pe care ar trebui să o avem asupra celuilalt, printr-un anumit comportament drăguț față de celălalt, care să urmărească să păstreze acea stare plină de încântare a începutului. Și chiar dacă această stare foarte euforică care apare la începutul perioadei de îndrăgostire și care este mediată de feniletilamină, de exemplu, și care unii spun că poate să dureze efectele ei până la 2 ani, totuși, practic, mintea, psihicul nostru poate să aducă aceste îmbunătățiri și să medieze comportamentul nostru încât să facem ca această calitate a vieții noastre personale și apoi a vieții cuplului nostru să fie menținută la un standard atât de ridicat pe cât ne dorim noi. Și în plus de asta, cuplurile, adică este important, dacă vorbim de viața de cuplu, e necesar să-și mențină o viață amoroasă efervescentă, interesantă, pentru că dacă ne gândim, a face dragoste este un act esențialmente repetitiv, care nu trebuie să ducă la plictiseală în mulți ani care vor urma începutului. Și atunci, de asta, printre altele, e important și a cunoaște această adevărată știință a afrodisiacelor pentru a rafina, pentru a întări, pentru a aprofunda o relație de iubire, făcând uz și de imaginație și de chiar de afrodisiace, pentru că este mult mai plăcut și mai împlinitor și mai aducător de fericire să aprofundezi o relație decât să cauți mereu și mereu noutatea în multe, multe alte relații. După o mică pauză publicitară,
Ne reîntoarcem în studio. Încerc să vă aduc în atenție ceva mâncare mai bună și mai apetisantă pentru ceea ce înseamnă a stârni imaginația. O să învățăm împreună și o să facem împreună aici un cocktail afrodisiac, da? Și un mic tort, așa, aniversar, pentru că dacă n-ați... Ne-am întors în studio, revenim cu o rețetă, aș spune eu, gustoasă, să vedem dacă și invitatele mele or să aprobe rețeta noastră. Este o combinație foarte, foarte interesantă între migdale, caju, fructe de pădure, și aici mergem înspre merișoare, mure, afine și miere, cardamon și scorțișoară. Și între timp, până când eu o să prepar cocktailul, am să rog una din colegele noastre din această seară să ne spună, putem să împărțim un pic afrodisiacele specifice bărbaților, specifice femeilor, și care ar fi acestea? Bineînțeles că putem, mai ales pentru că plantele au în compoziția lor aceste substanțe care se numesc fitohormoni și care acționează similar cu anumiți hormoni masculini sau feminini. Din grupa afrodisiacelor masculine, putem să enumerăm brânca ursului, care este una dintre plantele autohtone foarte cunoscute și care sunt folosite atât la bărbat cât și la femei, dar totuși au un... specific masculin. Specific masculin, așa. Exact. De asemenea, muira poama este o plantă mai puțin cunoscută la noi. Este denumită și lemnul potenței. Are mai multe efecte, printre care are și acest efect antioxidant. De asemenea, trebuie luat atenție la persoanele care au totuși hipotensiune, pentru că are un ușor efect hipotensor. De asemenea, are un efect bun pentru cei care sunt afectați de astenia de primăvară, în depresie și chiar și în sindromul premenstrual la femei. Alte remedii din categoria celor recomandate bărbaților este ashwagandha, care este o plantă foarte indicată și în depresii, în stări de nervozitate. Deci, pe lângă efectul afrodisiac, aduce și un efect tonic asupra psihicului. Ginsengul, de asemenea, este una dintre plantele foarte renumite, care este folosită atât de către bărbații chinezi cât și coreeni și se cunoaște faptul că aceștia au o potență ridicată chiar și la vârste de 60-70 de ani, fiind capabil să procreze și la aceste vârste. De asemenea, mai este cunoscută ca și plantă de reîntinerire din categoria Rasayana. Alte plante cu indicate în special bărbaților ar mai fi busuiocul cerbilor. Și o plantă mult, mult mai cunoscută și condiment este cimbru. Exact. Cimbru, care este special destinat bărbaților. Coriandru, de asemenea, este un afrodisiac specific masculin. Există schinduful, semințele de schinduf, care printre altele favorizează și creșterea masei musculare, ceea ce pe bărbați pare să intereseze de multe ori și poate chiar au nevoie. Exact, și dacă tot am ajuns la plante care au și efect anabolizant, putem să spunem că și Tribulus terestris sau colții babei, cum mai este acum cunoscută. E excepțională în această direcție.
Vreau să vă spun și rețeta, vă întrerup un pic. Am adăugat aici odată fructe de pădure, vă mai arat încă o dată, fructe de pădure, două linguri de caju, o lingură de migdale, o linguriță de cardamon și o jumătate de linguriță de scorțișoară, două linguri de miere și apă cât să acopere. Vreau să vă spun că în momentul în care le mixăm, dacă le vom lăsa așa și fructele sunt înghețate, putem să obținem o înghețată extraordinar de bună și de gustoasă, dar în seara aceasta o vom transforma într-un shake, vom adăuga ulterior pasirării, vom adăuga și un pic mai multă apă și va deveni o băutură extraordinar de bună și de gustoasă și de răcoroasă. Mai ales că se spune combinația dintre scorțișoară și cardamom este excepțională afrodisiac, adăugată cu miere mâncărilor. Da. O să facem un pic de zgomot, da? Iată că în 30 de secunde am obținut înghețata, aș putea să spun așa, în prima fază. Da? Dacă îl vom amesteca un pic mai tare și vom da până la un minut, va deveni o foarte, foarte, foarte fină băutură. Și așa cum o vedeți, este dulce, este bună, este aromată, miroase foarte, foarte bine. O mai lăsăm un pic. Da? Acum. Adăugăm apă. Mai mixăm 2 secunde și o să vedeți ce băutură extraordinar de parfumată și de gustoasă poate să devină. Ia să vedem ce a ieșit aici. Wow, ce culoare are! Ce miros plăcut are și ia să vedem acum cum o fi gustul ei. Este un shake extraordinar de valoros, este o băutură fantastică. Ia să vedem dacă și invitatele noastre vor spune același lucru despre băutură. De arătat arată foarte bine, împlinește criteriul vizual. Da. Vă rog să și gustați și să ne spuneți care este părerea vis-a-vis de foarte bun. Nectarul pe care îl conține acest pahar. Cum e? Bun. Aromat. Aromat? Bun. Bine. Să trecem mai departe la clasificare și între timp eu o să pregătesc ingredientele pentru un tort, un tort deosebit pe care vrem să-l aducem în această seară în atenția dumneavoastră. Mergem mai departe. Din punct de vedere ayurvedic, această băutură, da, privind din punct de vedere al gustului, da, are acest efect afrodisiac datorită faptului că are gustul dulce, da, și acrișor. Și totodată există și acest gust picant. Care îl dă cardamon. Care stimulează focul interior și chiar focul digestiv. Cardamon și scărțișoara. Da, și ca să mai spun eu două, trei afrodisiace masculine și pe urmă să nu le văduvim pe femei, pentru că cred că mai avem doar câteva minute de emisiune, să nu uităm despre ceapă, usturoi, ghimbir, care sunt foarte bune și pentru bărbați. Pătrunjelul, de asemenea, nuca de cocos și smochinul. Și sâmburii de dovleac, bine? Sâmburii de dovleac, cred că nu i-am spus mai devreme.
Dacă nu, îi reamintim, mai ales că sunt foarte buni și pentru a preveni afecțiunile prostatei la bărbați. În concluzie, excelent să fie aduși în alimentație mai des. Nicoleta, ne mai spui de femei? Afrodisiace pentru femei, din această categorie ar face parte damiana, o plantă poate mai puțin cunoscută la noi, dar care are un efect de a crește și energia feminină. Este o plantă rafinată care poate să fie folosită atât în infuzie cât și luată pulbere, singură sau în combinație cu alte plante. Salvia. Salvia. Da. Vă mai opresc un pic, dar să nu uitați de unde ați ajuns. Facem prima parte a blatului pentru tort și avem aici migdale, curmale și cardamon. Da? În prima parte, migdale, curmale și cardamon. Și dacă vreți să vă dau și cantități, 100 de grame de migdale cu 100 de grame de curmale și cu cardamon și o lingură de miere, pe care le vom amesteca bine, bine împreună. Ține migdalele și cu curmalele, dacă le vedeți amestecate, nu este o compoziție legată, da? Dar o să aducem un aport binevenit, fructele, și din cocktailul pe care noi l-am conceput o să adăugăm un pic din cocktail ca să omogenizăm. Da? Și vedeți că un pic s-a omogenizat compoziția. O vom transforma în prima parte din tortulețul nostru. Alte afrodisiace feminine, o să continui? Da, este te rog. Semințele de mărar, fenicul, anason, care au și un efect de a stimula lactația la femei și de a aduce un confort emoțional și de dinamizare a afectivității, care este corelat cu această cu lactogeneza din punct de vedere ayurvedic. Ar mai fi angelica, din cele care mai puțin cunoscute, don quai sau palmetto. Lemnul dulce, șofranelul, trandafirul, semințele de susană sunt incluse aici și cu atât mai mult susanul negru. Adică, uite, chiar văd că Alina e pe fază. Tocmai, da, crema care negru. Urmează este, de fapt, susan negru amestecat cu cocos și cu miere. Deci susan negru, cocos și miere. Și n-am avut timp, nu am, totuși, deși am promis să nu uităm de produsele apicole. Produsele apicole, da, vin care imediat și produsele apicole. Sunt extraordinare din foarte multe puncte de vedere și din punct de vedere al acțiunii afrodisiace. Chiar despre spolen se spune că este foarte bine să îl consumăm în fiecare zi pentru a avea o mare energie și de a provoca o amplă dorință erotică. Printre altele, se știe că un act amoros este consumator de energie. Gândiți-vă că inima trebuie să bată mai repede, plămânii trebuie să asigure necesarul de oxigen crescut și așa mai departe. Prin urmare, nu putem vorbi niciodată despre o fuziune amoroasă reușită și împlinitoare când suntem devitalizați sau nu avem energie. Din acest motiv, polenul este extraordinar. De altfel, știm și repet, polenul este reprezintă celula masculină a plantei, prin urmare, cu atât mai mult
este semnificativ faptul că el are și această acțiune afrodisiacă, are în compoziția lui proteine și cei 8 aminoacizi esențiali, are zaharuri, are vitamine, minerale, antioxidanți. Practic este un remediu aliment complet, care este extraordinar și în plus polenul conține și hormoni naturali care stimulează și hrănesc sistemul reproducător, având un impact direct asupra vieții sexuale. Așa cum nici nu v-ați gândit, tortulețul nostru conține inclusiv polen. Deci primul strat este făcut din migdale, cardamon, miere, un pic din shake-ul nostru, care este și îndulcit, și curmale, da? Curmale, migdale, am zis. După care, stratul al doilea este făcut din cremă din susan negru, cu cocos și cu miere. Iar al treilea strat este polen și, așa cum vedeți, nucile caju. Iar, bineînțeles, pentru a da o savoare mai deosebită acestui tort, îl vom orna cu bucăți de prune umplute cu nuci. Prunele umplute cu nuci sunt o savoare, dacă vreodată o să aveți posibilitatea să gustați, sunt extraordinar de bune. Da? Și uitați-vă așa, am încropit un tortuleț, un tortuleț mai deosebit, mai ales că tocmai este aniversarea de atâția ani de când suntem aici în studio, mie mi se pare o viață de când tot vin și vă povestesc, probabil că la un moment dat... ne gândim noi că nu o să mai fie subiecte noastre, ce ziceți, așteptăm opiniile noastre pe bioculinaria@arondiahu.com, să vedem dacă vă mai doriți această emisiune sau nu. Noi ne străduim să vă aducem lucruri noi în atenție de fiecare dată și, așa cum vă zicea colega noastră, atât polenul cât și restul produselor apicole, și aici ar fi bine să le înșiruim, ce păi, produse apicole mai este sunt păstura. În acest rol. Mai este păstura, care știm este un polen fermentat de către albine în stup, care constituie hrana albinuțelor din a patra zi de viață. Și să nu uităm mierea. Și chiar vreau să vă dau un citat despre miere, care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult și care spune așa: mierea este lumină materializată de la soare, care este necesară sănătății omului. Ea este adunată de albine din florile cu parfumuri ce ți încântă sufletul, în corola cărora nu ajunge niciun fel de impuritate, și astfel chiar și nectarul florilor este filtrat de limba foarte delicată a albinei. Prin urmare, dacă nu este amestecată cu substanțe străine, atunci hrană mai pură decât mierea nu există, spunea Ignaz Schandor. Deci mierea este cunoscută practic la peste tot, la toate popoarele. Ea are o combinație foarte variată datorată modului de colectare albinelor, care, știți, vară din floare în floare, și asta crește area de acțiune terapeutică a mierii. Și aici aș vrea să vă fac o mică paranteză. Știați că la noi în țară consumul pe cap de locuitor este de 700 de grame de miere pe an, iar în Cluj consumul este mult mai mic, aș putea să spun înspre 300 de grame de miere pe an. Mă gândesc că cum reușesc oamenii să consume atât de puțin, sau cum n-au descoperit acest aliment minune numit miere. Este fantastic să consumi miere, mai ales că în momentul în care vă simțiți epuizat, primul remediu pe care este cel mai ușor la îndemână, o lingură de miere într-un pahar cu apă și vă treziți instantaneu. Deci este o energie fantastică care obținem instantaneu din miere. Cred că anul viitor vom vedea statisticile un pic mai roze cel pentru puțin Cluj. Pe județul Cluj, da. Da, pe județul Cluj. Mi-aș dori din suflet să vă dați seama că acest aliment minune merită să intre în alimentația noastră și că chiar dacă este un produs pe care noastră știți din moș strămoș, mierea este primul spre care mergeți în momentul în care vă gândiți la produsele apicole. Dar dacă ne gândim că mai există apilarnil, da, și apilarnilul aici mai trag un semn de alarmă, pentru că a fost produs descoperit de către un român. Deci apilarnilul a fost descoperit în România și este un produs extraordinar pentru bărbați și mai ales în partea asta, să spun așa, alimentelor, face parte din alimentele afrodisiace. Să nu uităm de lăptișorul de matcă, pe lângă polen și miere, lăptișorul de matcă, apilarnilul și chiar și propolisul are partea lui bine structurată, să spun așa, în acest domeniu. Haideți să aflăm și câteva amănunte despre lăptișorul de matcă, pentru că mai avem doar câteva minute până când ieșim din emisie.
Lăptișorul de matcă, după cum îi spune și numele, este secretat de către matcă, este hrana mătcii, hrana... Secretat de Albina Doică. Exact. Hrana Albinei regină a stupului pe toată durata vieții ei, motiv pentru care ea este mai mare decât suratele ei, motiv pentru care ea trăiește cu mult mai mult decât o albină obișnuită, da? Repet, albina lucrătoare trăiește în timpul vierii până la 45 de zile, o matcă trăiește până la 5-7 ani. Lumea ar spune, da, dar matca numai stă în stup și celălalt zboară zi lumină. E adevărat, dar matca depune zilnic mii de ouă, ceea ce este un consum extraordinar de energie și de substanță și n-ar putea face acest lucru fără hrana cu care ea este servită zilnic. Și din nou ne întoarcem înspre ou, înseamnă că și lăptișorul de matcă face parte din alimentația. Exact. Și este un aliment, sigur, nu este un aliment pe care îl mâncăm zilnic și cu lingura, este un aliment foarte concentrat, care e bine să îl administrăm în cure, dar care, pe lângă compoziția lui foarte complexă, conține și hormoni, și care pot să își aibă rolul lor în ceea ce privește și partea afrodisiacă și eu chiar le recomand femeilor mai ales, dar nu numai, să facă măcar două cure anual cu lăptișor de matcă, în doze mici, în doze de întreținere, de 1-2 grame pe zi. Sigur, dacă n-au perioade foarte solicitante sau alte afecțiuni, vorbesc de o persoană sănătoasă care vrea să se mențină într-o stare optimă. Și atunci, 4-6 săptămâni, primăvara și toamna, de cură cu lăptișor de matcă sau și mai bine, într-un amestec cu miere și polen și eventual propolis, o să-i facă extraordinar de bine, o va menține la un tonus, îi va da un tonus foarte bun, va vedea că inclusiv în această parte, să spunem așa, intima vieții ei, va sesiza beneficiile consumului de lăptișor de matcă, cu atât mai mult cu cât este combinat și cu celelalte produse apicole. Și în acest, dacă tot facem un cocktail, cum îmi place mie să-i spun, eu vreau să-i mai pun și cătină. Cătina a fost numită nu de puține ori și de mult timp, așa numită Viagra românească, pentru că este foarte eficient și din acest punct de vedere, atât femeilor cât și bărbaților, este foarte bună, sau un sirop de cătină cu miere pe timpul iernii. Și dacă vrem să facem niște tonice, să revenim la tonice, la banalul amestec de miere cu apă, pe care spuneam înainte că este un tonic, putem adăuga, în funcție de ceea ce vrem să tonificăm, de exemplu, pentru un tonic hepatic, adăugăm un suc de la un gref, sau pentru un tonic digestiv, mixăm o banană și poate niște prune uscate care sunt înmuiate. Sau pentru tonic un tonic digestiv, nervos, putem să adăugăm lăptișor de matcă sau pilarnil sau sucul de la cătină și în funcție de ceea ce dorim putem să obținem un tonic general, da. Și tonic. Și în plus mai sunt și produse, de exemplu sunt plante care sunt macerate în miere. Chiar se găsește și pe piață produse care au plante din acestea specifice, din genul celor enumerate, care au fost lăsate la macerat în miere, cărora poate li s-a adăugat, știu eu, sau le vă puteți face acasă, susan sau nuci sau migdale și așa mai departe. Și uite, așa puteți avea o rezervă foarte dulce, gustoasă și sănătoasă și apetisantă acasă, în cămara proprie. Așa cum vedeți, această tematică este interminabilă, v-am povestit alte multe ore, dar din păcate această emisiune a sfârșit aici. Vă mulțumim pentru atenție, sperăm că a fost spre binele fiecăror cupluri care au învățat un pic din ceea ce înseamnă o alimentație echilibrată în cuplu. Mulțumim frumos, vă dorim o seară frumoasă și vă așteptăm alături de noi marțea viitoare aici la Teleeuropa Nova, în fiecare seară, de la ora 8 seara. Mulțumim! Seară frumoasă!